Glorie Domnului! Glorie Domnului! Aleluia! Mulțumesc Bunului Dumnezeu care m-a ajutat să ajung în mijlocul dumneavoastră și aș dori să îl glorific pe Dumnezeu pentru că El merită toată gloria și toată lauda. Este singurul care merită slavă, cinste și onoare. În drum, din Cărbunești, cu fratele Pavel și cu soția dânsului, până aici, vreau să vă mărturisesc că atunci când treceam printr-un sat, îl întrebam pe fratele Pavel, cum se numește satul acesta? Și el îmi spunea numele satului și prima întrebare care eu puneam, frate Pavel, există vreo biserică de rău în satul acesta sau în comuna aceasta sau în oroșelul acesta prin care treceam? Și el îmi spunea toate detaliile. Aș dori în seara aceasta să mulțumesc Dumnezeului meu care pe agenda lui de lucru a pus și pătura aceasta pe noi, pe țigani. În drum spre biserica aceasta l-am mai întrebat încă ceva pe fratele Pavel, referitor la fratele păstor Mitică Uțan. L-am întrebat dacă cumva dânsul este legat de lucrarea de rom și dacă a plantat biserici. Și fratele Pavel mi-a spus da, să știi că fratele Mitică Uțan, fratele păstor, a plantat mai multe biserici de rom și se ocupă cu neamul tău, copii. Și am rămas foarte uimit și mulțumesc lui Dumnezeu și aș dori din toată inima să-mi dați voie să împlinesc un verset din Scriptură. Îmi dați voie? Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13, versetul 7. De fapt, ultima parte a versetului 7, acolo Apostolul Pavel spune așa. Cui datorați cinste, dați-i cinste. Și eu cred că cu toții datorăm cinste și respect lui Dumnezeu, dar eu personal datorez cinste și respect fratelui păstor Mitică Uțan, pentru că dânsul este legat de lucrarea Domnului și mai ales să se ocupă de câteva biserici, puțin mai târziu, o să aflu de la dânsul care sunt bisericile și câte sunt de care dânsul se ocupă sau poate chiar le-a plantat. Frate păstor, mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Acum doresc să citesc un cuvânt din Evanghelia după Marcu, capitolul 2 și vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Pagina 963 de Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 12. Mulțumesc pentru lumină! Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să mai încapă locul dinaintea ușii. El revestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de patru inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. Și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănocul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acesta astfel, culește? Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei. Și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai leznea, zice slăbănogului? Păcatele sunt iertate? Ora zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și-a ridicat patul și-a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locul.
frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu pe care aș dori să-l rostesc în numele Domnului Iisus Hristos și cu smerenie, este din Marcu capitolul 2 și se intitulează Cel mai mare dar. Cel mai mare dar. Și ne vom uita la minunea vindecării a unui slăbănuc, a unui om paralizat. Vom vedea cum a ajuns omul acesta până la picioarele Domnului Iisus. Sau, dacă vreți, până la tronul Harului lui Dumnezeu. Acum, ca să înțelegem mai bine minunea aceasta din Marcu 2, aș dori să vă aduc aminte că în lumea noastră există multă, multă suferință. De la căderea în păcat, pe lângă despărțirea omului de Dumnezeu, a venit în lumea noastră și multă suferință fizică, biologică. Este enorm de multă boală și suferință. Vom vedea care este răspunsul lui Dumnezeu la suferințele noastre. Și ne vom uita la pasajul acesta din Marcul 2, dintr-o perspectivă deosebit de importantă și de profundă. Și anume, din perspectiva veșniciei. În versetul 1 și 2 din Marcul capitolul 2, cuvântul Domnului spune așa. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Vă rog să rețineți. El le vestea cuvântul. Suntem în vremea în care Fiul lui Dumnezeu era în trup pe pământ. Și într-o zi a ajuns în Capernaum. În vremea aceea era următoarea rânduială. Dacă vroiai să primești pe cineva în casă, străin, călător, musafir, întâi trebuia să faci rânduială în casă și apoi ușa de la casă, ușa dinspre stradă, trebuia lăsată larg, larg deschisă. De ce? Asta era rânduiala în Capernaum. Orice casă din Capernaum care avea ușa deschisă înspre stradă, se știa că este o casă care este gata să găzduiască, să primească străini, călători, musafiri. Domnul Iisus a intrat în Capernaum și a văzut o asemenea casă cu ușa deschisă înspre stradă. Biblia spune că primul care a intrat în casă a fost Mântuitorul, Domnul Iisus. Dar mai spune versetul 1 și 2 că după câteva minute au început oamenii să intre în casa aceea unde era Fiul lui Dumnezeu. Acum, nu mă interesează câți oameni erau în casa aceea. Mă interesează atunci când oamenii aceia au intrat în casa respectivă, unde era Domnul Iisus. Cum a procedat Domnul Iisus ca să-i primească pe acei oameni? Care a fost metoda Domnului de a-i primi pe oameni? Dragii mei, când oamenii aceia s-au strâns, Domnul Iisus Hristos nu le-a spus basme, nu le-a spus povești. Când oamenii aceia s-au strâns, Domnul Iisus Hristos le-a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Noi suntem aici să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Predicatorul nu este un expert în talk show. Predicatorul nu este un circar. Predicatorul este un om pe care l-a chemat Dumnezeu și prin care Dumnezeu trebuie să-și transmită mesajul. Și în Psalmul 119, versetul 105, David face un lucru ce oricine nu putea să facă. Compară cuvântul acesta, Biblia, cu o lumină, cu o candelă. Și spune așa, David, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste mărturii care le-am auzit și îmi place să cred că încă sângele Domnului Iisus Hristos poate să spere. Și cel care m-a schimbat este cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Domnul Iisus Hristos
nu este cea mai bună cale spre cer. Domnul Iisus Hristos este singura cale spre cer. Altă cale nu este. Și când oamenii aceștia s-au strâns, dragii mei, Domnul Iisus le-a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că acest cuvânt este metoda lui Dumnezeu pentru a naște noi credință. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și când oamenii au intrat și când Domnul Iisus a intrat în contact cu oamenii, Domnul Iisus le-a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenilor le-a fost foame după cuvântul lui Dumnezeu. Unii au stat zile întregi să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Au renunțat la pâine și la apă. Știți de ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu pentru noi trebuie să fie pâinea lui Dumnezeu. Și Biblia spune că omul nu va trăi numai cu pâine și cu apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat la noi în biserică în 1991. Venise în Oradea fratele Trandafir, care nu mai este viața, a trecut la cele veșnice. Înainte cu vreo 3 ani de zile, în 1988, atunci aveam aproape 14 ani, Dumnezeu l-a folosit pe fratele Nicolae Stanciu, care este fratelui Pavel, și deschisese la noi o biserică în Oradea, o biserică penticostală, unde și astăzi funcționează. Și după 3 ani de zile aflase fratele Trandafir că țiganii au o biserică și venise în Oradea. Și venise la unchiul meu, pentru că el era primul convertit între țigani, primul pocăit. În 1970 s-a întors el la Domnul. Și într-o duminică dimineața vine fratele Trandafir, biserică, și dânsul eram aproximativ 80% din biserică eram frați români și cam 20% plus minus 25% erau frați români. Și dânsul, fratele Trandafir, spunea: măi Iacu, măi Gabor, Dumnezeu v-a binecuvântat cu biserică. Sunt mulți români care nu au biserică. Deja de 2 ani de zile căzuse Ceaușescu. Și voi aveți o biserică. Și a început omul acela, parcă mi-l imaginez, câtă putere era și spunea: măi, prețuiți-L pe Dumnezeu, prețuiți pocăința, prețuiți cuvântul lui Dumnezeu. Și dânsul a spus o întâmplare pe care el a experimentat-o, a zis că într-o zi s-a hotărât să meargă la bolnavii bisericii, să meargă acasă la bolnavi. Și s-a hotărât să meargă la o soră vădăvă, bătrână, singură. Și când a ajuns la sora aceasta, bătrână, văduvă, sora aceasta l-a întâmpinat și zice: vai frate Trandafir, numai Dumnezeu m-a trimis. Numai Dumnezeu m-a trimis. Să vă spun ce mi s-a întâmplat ieri. Ce soră? Păi uitați, frate Trandafir, dumneavoastră mă cunoașteți bine, sunt văduvă, toți copiii s-au dus la oraș, singură. Eu cunosc toată Biblia din scoarță în scoarță. Am trecut prin ea de la Genesa până la Apocalipsa de 10 de ori. Și el, frate Trandafir, stăteam pe pat și citeam Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Și aud o voce de sub pat. Și vocea aceasta era o voce profundă, înspăimântătoare. Și bineînțeles, spunea sora aceasta văduvă, era vocea diavolului. Și a început să îmi spună următoarele cuvinte. Și am să încerc să spun cum zicea el și cum a ascultat pe atunci de la sora aceea. Și ea i-a spus toată faza, vocea care i-a vorbit. Și vocea aceea i-a spus următoarele cuvinte, dar ea citea cuvântul lui Dumnezeu. Să știi că în seara aceasta vei muri și vei veni la mine în iad, îi spunea vocea de sub pat acelei sore văduve. Și a spus: frate Trandafir, când am auzit vocea aceasta, eu am crezut că inima crapă în mine. La 70 și ceva de ani, nimeni nu era în casă, m-am temut. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu m-a învățat ce să spun. Și a spus: aude, diavole, să știi că pe mine Iisus al meu m-a spălat. Aleluia. Și dacă eu mor astăzi, sunt bătrână, eu merg direct în Raiul lui Dumnezeu.
Și a spus, ea, credeți că a trecut? N-a trecut. După câteva clipi a spus, cartea pe care o citești este plină de minciuni. Și atunci dânsa, povestea frate de trandafir, a zis, m-am mâniat. Frate trandafir, atunci m-am mâniat, mi-am adus aminte de ispitirea Domnului, așa că am luat Biblia și i-am pus-o sub pat. Și a spus, diavole, ia mai citește ce scrie aici? Adevărul este că trebuie să ne pocăim, dragii mei. Adevărul este că singura carte care atunci când o citești, autorul ei vorbește, este Biblia. Este singura carte unde poți să strângi putere. Aici sunt promisiunile lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu. Și dacă le vei strânge în ziua necazului, în ziua problemei, în ziua ispitei, dacă te vei ancora în promisiunile lui Dumnezeu, diavolul nu va avea putere asupra ta. Apostolul Pavel spune în Evrei capitolul 4, versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduvă, judecă simțirile și gândurile inimii. Și nu se oprește Apostolul Pavel, pentru că versetul 13 din Evrei 4 spune, nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem de-a face. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie pe primul în viața noastră. Și în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, spune, la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul a fost Dumnezeu. Și Dumnezeu, în harul Său, ne-a dat cuvântul. Acum, când Dumnezeu ne vorbește, dragii mei, noi trebuie să avem un răspuns la cuvântul lui Dumnezeu. Știe cineva care este răspunsul acela? Credință. Dacă ți-a dat Dumnezeu cuvântul și dacă nu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, îl insulți pe Dumnezeu. Este adevărat că Apostolul Pavel spune în Evrei capitolul 11 că credința este o încredere neclintită, dar credința mai înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Amin? Asta înseamnă credința. Vă rog să vă imaginați următorul lucru. Tu ai un copil de 16 sau 18 ani și te-ai hotărât să faci copilului tău un cadou. O sumă de bani, un cec, o mașină sau un telefon. Și spui copilului, auzi, dragul tati sau dragul mami, pentru că ai fost pocăit, ai venit în casa lui Dumnezeu, ai cântat, te-ai implicat, uite, noi ca părinți ne-am hotărât să-ți facem cadou, un cec sau un cadou. Ăsta este cadoul nostru, din partea noastră. Te rog să-l iei. Și copilul acela să se uite la tine ca părinte și să spună, auzi, tati, eu nu te cred. Chiar dacă i-a râs cecul sau suma de bani sau dacă i-a râs bicicleta sau mașina, să spună copilul, eu nu pot să te cred, tati. Ce minune poți să-mi faci, tată, ca eu să te cred pe tine? Știți ce jignire este la adresa unui părinte? El, creatura, să nu te creadă pe cuvânt. Așa este și cu Dumnezeu. Când Dumnezeu îți dă cuvântul, când Dumnezeu îți vorbește și când nu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, când nu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, îl insultăm, dragii mei. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne dea credință. Amin. Și Dumnezeu să ne dea o credință autentică. Și Dumnezeu spunea, oare când voi veni pe pământ, voi găsi credință? Dumnezeu să ne mărească credința. Mi-am imaginat casa aceea din Capernaum, unde era Fiul lui Dumnezeu. Și unde oamenii erau acolo. Și unde ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii erau încordați cu toată atenția. Să nu piardă niciun cuvânt, pentru că vorbea Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos le spunea și le vorbea de lumea aceasta în care suntem
și de lumea de dincolo care trebuie să ne strămute. Sau probabil că urma să le spună următoarea taina împărăției lui Dumnezeu. Dar era multă, multă liniște. Și în clipele acelea, când Domnul Iisus Hristos le vestea cuvântul, în atmosfera aceea, când Fiul lui Dumnezeu vestea cuvântul, s-a petrecut ceva greu de imaginat. S-au auzit bocănituri pe tavan și lovituri. Și se face spărtură. Și încep să cad bucăți de molos. Și spărtura e destul de mare și oamenii nu știu ce se întâmplă. Și Domnul Iisus nu se oprește din mesaj. Și dintr-o dată spărtura e destul de mare și prin spărtura aceea este lăsată, dacă vreți, o targă unde zăcea un om. Ce s-a întâmplat acolo? Era un om pe care Biblia, în traducerea Cornilescu, îl traduce un om slăbănoc. Un om paralizat. Un om care suferea de paraplegie. Asta înseamnă de la gât în jos era paralizat. De la gât în jos nu mai putea să facă absolut nimic. Paralizia sub forma aceasta este o boală cumplită, dragii mei. Este o suferință extraordinară. Pentru că stai la mila altora. Nu te poți duce tu singur la toaletă. Nu poți să te îmbraci. Nu poți să-ți duci mâna la gură. Nu poți să faci absolut nimic decât stai la mila altora. Stai și zaci în pat. Și pentru că zac mult pe o parte, fac rând pe spate și rând pe șolduri. Și pentru că nu poate să se miște, apar alte complicații. Este greu să respire, este greu pentru mușchii respiratori, este greu pentru circulație. Omul acesta din Capernaum, paralizat sub forma aceasta, a mai avut 4 prieteni care au rămas lângă el la necaz. Asta ne ajută, dragii mei, să ne uităm astăzi la prietenii noștri. În ce direcție te duc pe tine, prieteni? Care-i destinația unde te duc pe tine, prietenii tăi? Când Solomon vorbește de prieteni, în Proverbe 18:24 spune: cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar există un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Acela-i Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Acela-i Dumnezeu. Este o cântare minunată care spune: Iisus al meu, prieten scump, din